Sunt 9 oameni în consiliile de administrație ale ASF, respectiv BNR, 9 în total, care primesc remunerație dublă pentru aceeași muncă. Sunt oameni care conduc aceste instituții din poziții executive pe salarii deloc mici, de ordinul 8-10.000 de euro, și doar pentru că primesc acea minge pasată de la ei înșiși în consiliul de administrație și votează propriile proiecte odată pe lună, mai iau câte 4-5.000 de euro de persoană în consiliile de administrație. Ceea ce propunem noi este simplu, și anume sistarea acestor indemnizații duble pentru cei care sunt și executivi și membri în consiliile de administrație. Nu vorbim de o sumă mică, e vorba de peste 2 milioane de lei. Dacă vreți un echivalent, e vorba de peste 500 de mese un an de zile pentru copii în programul Masă Sănătoasă în școli. Nu credem că acești oameni din capul piramidei unor instituții trebuie să fie plătiți de două ori, lucru care nu se întâmplă în cazul nici unui român. E curios că, dacă am văzut o listă lungă de inițiative trecute tacit, vă grăbiți să respingeți, să dați rapoarte de respingere fix la inițiativele care ar găsi bani la buget. De altfel, nu sunt doar aceste două consilii de administrație în cauză și vom continua cu astfel de inițiative. Mă surprinde că însăși Comisia de Buget Finanțe, care ar trebui să caute bani care să se ducă nu către special, ci către românii simpli, respinge fără să respire o astfel de inițiativă care găsește ușor anual peste 2 milioane de lei. Noi să susținem cu fermitate inițiativa, niciun om în România nu trebuie plătit de două ori pentru aceeași muncă și cu atât mai puțin nababii de la ASF, care asistă impasibil la faliment după faliment și mai încasează, dacă nu știați, și 16 salarii pe an. Că sunt numai proiecte ale USR-ului cu raport de respingere. M-am tot uitat de ce sunt rapoarte de respingere. Păi mă scuzați, dar dumneavoastră nu faceți nimic în acest proiect cu privire la salariile, la remunerațiile acordate celor din ASF, pentru că lăsați la propria lor atitudine să își pună ce salarii vor. Evident, pentru neexecutivi, să se ia în considerare nivelul remunerației acordate unor poziții și funcții similare din piața financiară. Are un caracter atât de general încât nu poate fi nimic specific decât faptul că îi lăsați să-și pună și salarii, remunerații mai mari, și vă că exceptați pe cei din conducerea executivă a Băncii Naționale a României. Deci, de fapt, dumneavoastră ce faceți aici e doar să vă aflați în treabă. A fi parlamentar nu înseamnă să faci 11.000 de inițiative legislative care, de fapt, nu fac nimic, doar ca să arăți oamenilor câtă maculatură faci tu ca senator sau ca deputat. Haideți să fim serioși, că unii dintre noi mai știm și carte.